Una din uh, poveștile dramatice pe care le parcurgem noi în acești 30 de ani de rătăcire, iată, evreii prin pronia divină au rătăcit uh, 40 de ani în deșert și au recuperat o parte din viziune și de identitate tocmai pentru că au avut oameni carismatici, cu voință, cu credință profundă către Dumnezeu, atingând Sfințenia. La popoarele normale de tipul românilor, care din punctul meu de vedere ei sunt și providențiali, cred că ne-ar prinde bine existența unor oameni cu un grad de inițiere mai mare decât media. În momentul ăsta, submediocritatea care conduce sau face ostilitatea actului de conducere nu poate garanta decât o perpetuă luptă cu un randament scăzut, a recuperării perpetului decalaj care există între noi și o lume reală. Lucrul ăsta însă nu ne. este similar cu actul pe care l-a făcut la nivel de orgoliu Ioan Antonescu acum 70 și ceva de ani, când a forțat să ocupe cu orgoliu singur Odessa. Povestea asta demonstrează faptul că serviciile de informație ale armatei române aproape nu știau despre cum se manifestă și se comportă rușii. Rusia nu era o țară care să fie analizată și nu exista un sistem informativ despre ce se întâmplă în URSS. Existam periferic și suficient de depărtați de fenomenul care se petrecea în vecinătatea noastră apropiată și am rămas mici și semnificativi în atitudine și în genul de comportament pe care l-am avut față de ei. Și atunci, practic, când din orgoliu, Mareșalul Ion Antonescu, din partea mea, din perspectiva mea, n-aș putea să-i glorific atât de mult demersul său militar, pentru că, sincer, în afară de orgoliu, el tot ceea ce a jucat, a jucat pe sufletul și pe carnea unui întreg popor. E bine, s-a pus problema cu cerirea Odesei despre care vă vorbeam și cu cerii asta Odesei, la un moment dat, s-a făcut în condițiile în care nemții care erau parteneri, să zicem, și aliați, făceau marșuri de 50-60 de, de kilometri pe zi, avansând către sovietici în răsărit, dar în mașini, cu tehnică mecanizată, iar românii au folosit aceleași distanțe pentru a avansa, recuperând, nu odată cu nemții, dar pe jos. Sau folosind căruțele, care au fost nenumărate în jur de 13.000 în timpul celui de-al doilea război mondial, și la sfârșitul lui aveam vreo 3000 de automobile, dintre care foarte multe stricate, adică ne fiind utilizabile. Ori să deplasezi trupele cu tehnică mecanizată e una, să deplasezi trupele în marșuri e altceva. Ori imaginați-vă cum este să-ți nopești, să-ți epuizezi soldații până la Odessa, iar acolo să-i pui să deplaseze, să desfășoare un atac organizat împotriva unei fortărețe. Cam asta este practic în momentul ăsta și relația dintre poporul român, conducătorii săi și contemporaneitate. Acte de orgoliu întreprinse la o manieră nesăbuită pe viața viitorul, tinerețe, energiile, creativitatea și resursele unui întreg popor, care ajung să fie întreprinse pe extrem de scump și manipulativ în folosul altora, care de regulă sunt inteligenți, suficient de ipocriți, bine pregătiți, organizați și anticipativi, și care știu practic să fructifice eforturile la o manieră înțeleaptă, menajându-și oamenii, protejându-și resursele și fiind permanent în față cu câte o mutare. E un act de inteligență și de creativitate, pe de altă parte. Dar înainte de toate este un act de gândire. Ori, de trei decenii, poporul român se luptă să tot recupereze ceva, adâncindu-și decalajul față de acest ceva, și de fiecare dată când recuperează, de fapt, decalajul vechi, nu o face decât să piardă foarte multă resursă, să intre în pagubă, să risipească energii, valori și zăcăminte, pe care apoi, în perioade imens de mari de timp, poate, dacă va fi vreodată în situația, le va recupera. Ce este de făcut în condițiile astea? În niciun caz să mai repetăm greșelile trecutului, să încercăm să învățăm din ele, nu din perspectiva în care ne găsim doar vinovații, pentru că, să vă zic un detaliu în condițiile în care societatea nu are niște planificări limpezi. Lucrurile se întâmplă similar cu fiecare dintre noi care trăiește de la o zi la alta fără vreo implicare, fără vreo organizare, fără vreun lanț de priorități, fără un act de echipzuință. Ori va fi inclus într-un mecanism de priorități pe care altul îl derulează și atunci tot destinul tău va fi de jucat în favoarea unui act de televiziune a unei emisiuni, a unei transmisii sportive, a unei bâlci sau mahalale politice, ori pe stradă, ori diferite alte situații, de pe urma cărora, la modul personal, nu câștigi. Când nu ai interesele tale, permanent vei fi introdus în interesele altora, pentru că dacă nu ai socotel tu cu tine, altul va avea grijă să aibă socotel cu viața ta. La fel se întâmplă și la în nivel național. Dacă România în momentul ăsta nu are socotele sale europene, Europa are socotele ei cu ei, cu apa minerală, cu zăcămintele, cu agricultura, cu femeile frumoase, cu copiii care cresc în mentalitatea de a fi angajați și de a fi slugile străinilor, minți care pot fi stoarse pe nimic, petrol care poate fi extras în bășcălie și da străinilor și unei nomenclaturi păguboase de cimpanzei și protozoare, care ajung să huzurească pe nimic în detrimentul și în frustrarea unui întreg popor în mizerie. Lucrul însă fac o răbufnire oarbă, așa după cum deseori am ascultat pe mulți care spuneau că nu se ridică românul. Românul, ca oricare dintre noi, nu se poate ridica neplanificat, ne ascultând un mesaj, ne având ceva care să-l canalizeze, să-l energizeze, să polarizeze. Să nu uităm că ne lipsesc liderii. Iar liderul important este acela care știe să comunice. Nu bâlbâitul care tace și pleacă eventual în California, se întoarce și aruncă invective sau judecă la o manieră aspră orice. Nu băiatul care la un moment dat acuză bâlbâitul, nu. România are nevoie de un om sau de un grup de oameni care la un moment dat să îi ofere o cale către viitor. Este ca și cum o fată care absolvă o școală și a absolvit o școală la o manieră la care a fost pregătită în virtutea școlii aceleia iese realitatea unde o zdrobește realitatea pentru că ea va constata deseori că este inutilă, dar personalitatea la rândul ei a fost mutilată pentru că nu s-a transformat pe măsura nevoilor. Ori, dacă ea nu are prioritățile sale, sau el nu are prioritățile sale, dacă fiecare dintre noi, în un moment dat, nu își urmărește prioritățile pentru că nu le are definite, nu va face decât să intre în lanțul de priorități al altora care le vor stoarce pe nimic în concurența unor sume minime, în numele unei viitoare deznădejdi și cu siguranță de regulă finalizându-se cu un act de nerecunoștință, energiile creative pe care le-ar fi putut fi utile în altă parte. Poate deseori orgoliul ar trebui să fie nu acel mijloc prin care să se hrănească aparențele și acele forme ciudate de superficială uh, maniera de aspect al vieții. Poate că ar trebui să coborăm în profunzime. Și atunci ar trebui să căutăm să vedem lucrurile din maniera în care ne putem lua destinul în mâini. Pentru că în momentul în care ții destinul în mâini Ți-ai luat și un lanț de priorități lângă tine. Vei vedea automat că vei porni de la grija unor facturi și vei continua apoi pe calea îndrăznerii și fructificării diverselor forme de oportunități pe care le vei întâlni. Aproape nu contează de câte ori vei fi căzând, aproape nu contează de câte ori vei fi pus în postura de a o lua de la zero. Contează să ai puterea să te ridici și să continui. Pentru că lumea, așa este făcută, ea este făcută din cei care câștigă. Și cei care nu vor să piardă. Cei care câștigă permanent vor câștiga ceva. Cei care nu vor să piardă s-ar putea să nu câștige niciodată nimic.